Municipiul Târgu Jiu va avea în vară o nouă sală de sport modernă. Noua clădire va fi amenajată lângă Colegiul Economic Virgil Maggiaru și va avea o capacitate de 180 de locuri. Recepția lucrării va avea loc în luna august, iar valoarea investiției se ridică la peste 500.000 de lei. În partea de răsărit, lângă liceu economic, am fost împreună, știți că se lucrează la sala de sport. O valoare de investiție de circa 56 de miliarde de lei vechi, o lucrare destul de mare, pentru că în urma acestei investiții va rezulta o sală de sport la liceu economic cu o capacitate de 180 de locuri. Și acolo s-a lucrat în perioada sezonului rece, deja se lucrează și la ora actuală, urmând ca de asemenea prin luna iulie-august să putem să discutăm de o recepție a acestei investiții. Printre investițiile aflate în planul autorităților locale pentru acest an se numără și finalizarea lucrărilor de supraetajare a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Vor fi reluate curând lucrările la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, unde avem supraetajare Cor B, lucrările începute anul trecut, o valoare de investiție de circa 4,5 miliarde. În urma discuției cu constructorul se va face un grafic și un mod de așezare a acestor lucrări funcție de stagiunea pe care o desfășoară Teatrul Elvira Godeanu. Banii pentru realizarea lucrărilor provin de la guvern prin Compania Națională de Investiții.